află în Republica Moldova, dar vă rugăm să fim un pic mai succinți în măsura în care foarte multă lume s-au înscris pentru a participa în discuții. Dar vreau să vă rog pe domnul Nicolae Dăbija, scriitor, care reprezintă pe cei care ne formează sufletele noastre, ne dezvoltă spiritual, să-și vă expuneți atitudine. Onorat auditoriu, părerea mea este că noi asistăm împreună cu domniile voastre la prăbușirea țării. S-ar putea ca din cele mai bune intenții, liderii platformei DA, să ne arunce în brațele Rusiei pentru 50 de ani, sau pentru următorii 50 de ani, sau pentru totdeauna. Așa cum ei involuntar au pregătit terenul pentru cei care au visuri cu Putin și au așezat corturile în fața Parlamentului. Părerea mea este că există toate semnele unei dictaturi care vine, pentru că în condiții asemănătoare de haos și de anarhie a venit Hitler la putere în anii 30 în Germania, a venit Franco în Spania, a venit Pinochet în Chile, a venit Lukashenko în Belarus, președintele pentru următoarea sută de ani acestui stat. Dacă va veni, admit, unul sate la putere, va umple de putoare nu numai Chișinău, dar întreaga noastră republică. Eu cred că ce se întâmplă, se întâmplă pentru că justiția nu-și face datoria. E bine că domnul Nicolae Timofte a triplat salariile judecătorilor, procurorilor, dar domnul președinte, nu știu dacă cunoașteți, ați mărit salariile și s-a triplat și suma pentru mită care trebuie să li se dea acestor funcționari. Nu știu, cotidianul englez Daily Telegraph la 14 octombrie 2014 scrie că cea mai coruptă justiție din lume